Se anunță o schimbare importantă pe piața RCA. Autoritatea de supraveghere financiară va adopta în perioada următoare o serie de măsuri care să diminueze sumele plătite pentru polițele RCA. Reprezentanții ASF au avut în ultimele zile o serie de discuții cu reprezentanții transporturilor, dar și cu cei ai companiilor de asigurări. Autoritatea a creat astfel un cadru mai amplu de analiză și de identificare a unor soluții concrete și sustenabile necesare rezolvării problemelor cu care se confruntă industria de transport referitor la polițele RCA. ASF a luat în considerare împreună cu partenerii de dialog toate abordările posibile ca răspuns la solicitările transportatorilor. Autoritatea are în vedere măsuri ce sunt incluse într-un plan de acțiune care cuprinde și activități care, în bună măsură, urmau să fie adoptate de către ASF în perioada imediat următoare, se arată într-un comunicat de presă. Printre măsurile menite să diminueze efortul financiar al posesorilor de polițe RCA se numără posibilitatea suspendării efectelor contractului RCA pe durata în care autovehiculul nu este utilizat, cu prelungirea valabilității acestuia cu perioada în care a fost suspendat, efectuarea plății primei RCA în rate, indiferent de nivelul acesteia, atât la persoanele fizice cât și la persoanele juridice, opțiunea plății în rate aparținând potențialului asigurat, revizuirea modalității de stabilire a tarifului de primă RCA pentru contractele încheiate pe perioade mai mici de 12 luni, astfel încât să nu mai existe diferențe atât de mari între polițele anuale și cele subanuale. Discuțiile vor continua pe parcursul zilelor imediat următoare în vederea consolidării unui pachet de măsuri care să poată fi aplicat imediat pentru soluționarea problemelor ridicate de reprezentanții transporturilor, mai susțin și de la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Anterior publicării comunicatului, ASF, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, Vasile Ștefănescu, a declarat că patronatele din transporturi și conducerea ASF au convenit ca valoarea polițelor RCA la autovehicule de peste 16 tone să se facă la tariful de referință. Acest lucru ar trebui să ducă la o scădere a prețului polițelor RCA, relatează Antena 3.ro.